Mitologia greacă e locul de origine al nenumărator zei, eroi și creaturi monstruoase. Multe dintre aceste personaje și-au lăsat permanent amprenta în istorie, în timp ce altele au fost uitate pentru totdeauna. Printre toate aceste exemple se află și Meduza, un nume care e cu siguranță cunoscut de toată lumea. Monstrul cu șerpi veninoși în loc de păr și care e capabil de a preschimba pe oricine în stană de piatră e recunoscut pretutindeni, însă mai puțin cunoscute sunt probabil originile creaturii. Nici măcar un monstru atât de infam precum Meduza nu a fost rău din totdeauna, iar modul în care o femeie complet normală a fost preschimbată e complet tragic. Cine este Meduza? Când vine vorba de Meduza, un lucru care este împărtășit printre toate interpretările e faptul că era una din cele trei gorgone, singura muritoare, și faptul că fața ei, care avea șerpi în loc de păr, era capabilă de a transforma pe oricine în piatră. Totuși, așa cum e cazul multor altor legende, versiunile diferă deseori și nu e clar care au fost originile exacte. Cel mai des, ea e fica lui Porcis și a lui Ceto, ambii fiind zei primordiali ai oceanului. Totuși, nu toate sursele cad de acord în ceea ce privește acest fapt. Potrivit lui Hesiod și Eschil, ea a trăit și a murit pe Sarpedon, undeva lângă Cistene, în timp ce romancierul din secolul al II-lea înainte de Hristos, Dionisos Schitobrachion, a plasat-o undeva în Libia. Cuvântul gorgonă derivă dintr-un cuvânt grecesc antic, care înseamnă aprig, îngrozitor și sumbru. Pe lângă asta, numele fiecărei gorgone are o semnificație specială care ajută la descrierea monstruozității lor. Stenoi e tradus ca putere sau forță. Euriale s-ar traduce întrerat cu pas lat, larg, iar numele Meduzei e tradus ca a păzi sau a proteja. Acesta e extrem de potrivit deoarece este sinonim cu ceea ce a devenit reprezentativ capul unei gorgone pe scutul Atenei. Originile Meduzei. Poate totuși că ne întrebăm cum anume a devenit Meduza monstrul temut din mitologia greacă. Din nou, interpretările sunt diferite, unele descriind-o ca pe o creatură monstruoasă din totdeauna, în timp ce alte variante prezintă o poveste mai interesantă și mai tragică. Spre deosebire de celelalte două surori care erau mereu monștri, Meduza avea înfățișarea unei fete normale neobișnuită doar prin frumusețea sa. Poetul Ovidiu oferă o astfel de descriere în opera sa, Metamorfozele. Meduza obișnuia să fie foarte frumoasă încât vestea s-a răspândit prin toată lumea. Din acest motiv, ea avea foarte mulți pețitori, însă i-a respins pe toți. În unele variante, motivul pentru aceste refuzuri era dat de faptul că Meduza era o preoteasă în templul Atenei, oricum ar fi vestea ajuns și la Poseidon. Povestea diferă din nou, unii scriitori spunând că zeul mărilor a reușit să o cucerească pe femeie, însă varianta mai acceptată susține că el a forțat-o pe Meduza în templul Atenei. Când Atena a aflat ceea ce s-a întâmplat, a decis să se răzbune, dar nu pe Poseidon, ci transformând-o pe Meduza în fiara cunoscută de azi. Deci victima a fost încă o dată pedepsită, chiar de către zeul pe care îl sluja. Pe lângă faptul că frumusețea i-a devenit doar o amintire, oricine s-ar fi uitat în ochii săi ar fi fost preschimbat instant în stare de piatră, condamnând-o astfel la singurătate eternă. Perseus și Meduza. Probabil că cea mai cunoscută poveste ce o implică pe Meduza e aflată în legenda eroului Perseus. El era fiul lui Danae și al lui Zeus, care s-a arătat femeii sub forma unui izvor de aur. Înainte de asta, tatăl lui Danae, Agrisius, regele Argos, i-a fost prezis că nepotul său îl va ucide, așa că Agrisius și-a închis fica într-o cameră de bronz departe de orice bărbat. Chiar și așa nimeni nu se putea împotrivi zeilor, așa că Danae a rămas însărcinată cu fiul regelui Olimpului. Agrisie, nevrând să-l provoace pe Zeus, și-a aruncat fica și nepotul într-un cufăr de lemn în mare. Mama și fiul au fost salvați de Dictys pe insula Seriphos. El a fost și cel care l-a crescut pe Perseus până la maturitate, deși fratele său, regele, l-a trimis în cunoscuta aventură care avea să-i amenințe viața. Motivul a fost pentru că, deși Polydectes s-a îndrăgostit de mama lui Perseus și își dorea să se căsătorească cu ea, Perseus era foarte protector cu mama lui, deoarece el credea că Polydectes este un bărbat fără onoare. Astfel, Polydectes a încercat să îl păcălească pe Perseus. A ținut un banchet mare sub pretenția de a colecta contribuții pentru căsătoria lui Hipodamia, personaj mitologic care a îmblânzit cai. Fiecare invitat era nevoit să dăruiască un cal, însă Perseu nu putea face asta, deoarece nu avea unul. El a spus atunci că îi va oferi regelui orice altceva ce și-ar dori. Polydectes a profitat de ocazie pentru a-l dezonora și de a scăpa de Perseus, cerându-i capul singurei gorgone muritoare, Meduza. Deși a fost o rugăminte nebunească, Perseus nu putea să-și încalce cuvântul, așa că a pornit în călătoria sa. Ajutat de Hermes și Atena, Perseu le-a determinat pe Egraiae, surorile gorgonilor, să-l ajute.
El a realizat acest lucru obținând un ochi și un dinte pe care surorile le împărțeau refuzând să le returneze până când nu i-au fost oferite sandalele naripate ale lui Hermes, coiful lui Hades, o sabie curbată pentru a decapita meduza și un sac în care putea ascunde capul. Așa cum e deseori cazul în mitologia greacă, poveștile diferă în funcție de origine, iar în unele variante graiaie l-au îndreptat pe Perseus către nimfele stigiene, care i-au spus cum să găsească gorgonele și dăruindu-i toate aceste cadouri cu excepția săbii. Odată ce a descoperit locația meduzei, Perseus s-a ghidat către țintă folosindu-se de reflexia monstrului dintr-un scut de bronz pe care i l-a oferit Atena. Astfel era reușit să-i taie capul meduzei în timp ce dormea. La decapitarea meduzei, Pegasus și Crisaor, copiii meduzei cu Poseidon, au țâșnit din gâtul ei tăiat. După decapitare au fost alertate și celelalte două gorgone, Euriale și Steno, care au început să-l urmărească pe Perseus. Cu toate acestea, darul oferit de Hades, coiful întunericului, i-a oferit invizibilitate. După asta, Perseus a zburat fie cu ajutorul lui Pegasus, fie cu sandale înaripate, în timp ce capul încă periculos al meduzei era ținut în siguranță. Perseus, în călătoria sa spre casă, s-a oprit în Etiopia, unde regatul regelui Cefeus și al reginei Casiopeia era chinuit de monstrul marin al lui Poseidon, Cetus. Poseidon a trimis această calamitate asupra regatului, deoarece Casiopeia a afirmat că fiica ei, Andromeda, ar fi fost la fel de frumoasă precum Nereidele, nimfele care îl acompaniau pe zeul mărilor. Andromeda a fost legată de o insulă pentru a mulțumi bestia, însă Perseus a reușit să ucidă fiara, câștigând și mâna Andromedei. Totuși, fata deja era logodită, ceea ce a provocat o contestație. În acest moment, Perseus s-a folosit pentru prima dată de capul meduzei, transformându-l pe logodnicul anterior în stană de piatră. Înainte de a se întoarce la casa sa din Serifos, Perseus l-a întâlnit pe titanul Atlas, pe care l-a transformat în piatră cu capul meduzei după ce s-au certat, creând astfel munții Atlas din Africa de Nord. De asemenea, în timpul călătoriei spre casă, capul meduzei a vărsat niște sânge pe pământ, care a dat naștere viperelor libiene care l-au ucis pe argonautul Mospus. În cele din urmă, Perseus s-a întors acasă la mama sa, ferind-o de avansurile regelui. Totuși, eroul a fost înfuriat de viclenia lui Polydectes, așa că l-a transformat în piatră, oferindu-i regatul lui Dictys. După ce Perseu a terminat cu capul gorgonei, i-l a dat Atenei, care și-a împodobit scutul și armura cu el. Reprezentarea în artă. Imaginea gorgonei apare în mai multe piese de artă și structuri arhitecturale, inclusiv în templul lui Artemis din Corsira, la mijlocul secolului al VI-lea înainte de Hristos, într-o statuie de marmură, e acum în muzeul arheologic din Paros și celebra cupă de Duris. Imaginea meduzei era și un model popular pentru scuturi și pieptarele antice. Poate cel mai faimos exemplu în arta din antichitate a fost statuia Athena Parthenos din Partenon, care a fost realizată de Phidias și descrisă de Pausanias. Această statuie a Atenei înfățișează chipul unei gorgone pe pieptarul zeiței, așa cum susține și legenda lui Perseus. Personajele tragice sunt adesea întâlnite în mitologia greacă, însă o adevărată tragedie e și modul în care e privită meduza, care a fost pedepsită nedrept de zei. Evident, vorbim despre un simplu personaj mitologic, însă când ne mai gândim la partea monstruoasă a meduzei, trebuie să ne amintim și la nedreptatea care a cauzat-o. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!